numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Rabi, învățătorule, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Frați creștini, astăzi prăznuim Duminica Ortodoxiei, adică ziua în care ne aducem aminte de toate luptele și de toate biruințele bisericii din trecut. La acest sfânt popas duhovnicesc ne vom întoarce privirile îndărăt și de sus, de pe culmea celor aproape 2000 de ani de istorie glorioasă, vom trece pe dinaintea ochilor noștri sufletești începuturile bisericii, întărirea ei și faptele de glorie duse împotriva dușmanilor săi de totdeauna și de pretutindenea. Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a coborât în lume din înălțimea cerului de la Dumnezeu Tatăl. El a propovăduit o învățătură cum nu s-a mai auzit, a arătat un chip de viață cum nu s-a mai auzit și nu s-a mai văzut. A adus jertfa de care și îngerii s-au cutremurat, jertfa sângelui său. După ce a făcut toată lucrarea de mântuire a lumii, s-a înălțat de pe pământ, întorcându-se la dreapta Tatălui din cer. Dar lucrarea sa mântuitoare trebuia continuată și s-a gândit să încredințeze grija lucrului său oamenilor. Dar pe cine a ales Mântuitorul să-i vestească numele pe pământ, să ducă mai departe sfânta sa învățătură și să adune pe oameni sub steagul crucii al împărăției sale, al noii credințe? Oare a ales vreun împărat ca să cucerească lumea cu puterea armelor sale? Sau vreun mare și vestit filosof ca să o atragă prin vorbele lui meșteșugite? Ori a pus niscaiva oameni bogați ca să o câștige cu puterea banilor lor? Nu, dimpotrivă. Dumnezeu Iisus Hristos a ales lucrurile cele simple, nebune, ca să rușineze pe cele înțelepte. A ales pe cele slabe ca să rușineze pe cele tari. A ales lucrurile disprețuite ca să nimicească pe cele ce sunt. Să privim cu toții la foișorul din Ierusalim. De acolo s-au coborât 12 bărbați și din vorbele lor, din mișcările lor, se vede că acești oameni sunt săraci și n-au un ban asupra lor, nici sabie, nici traistă, nici două rânduri de haine. Unul singur dintre ei e un vameș, ceilalți niște pescari, oameni simpli din popor. Vorbirea lor e cu totul neiscusită. Și iată că această ceată umilă și săracă iese în cele patru laturi ale lumii să facă un lucru atât de măreț și uriaș. Și acești 12 pescari galileeni, cu îndrăzneala și cu graiurile lor, au făcut să răsune până la marginile pământului cuvântul lui Dumnezeu. În curând, crucea Mântuitorului a pătruns biruitoare până în palatul împăratului roman. Vedem în Atena templele idolești dărâmându-se și în locul lor ridicându-se altarele Dumnezeului celui viu, biserica. Vedem Evanghelia îmbrățișată peste tot și neamurile păgâne botezându-se în noua credință. Este începutul bisericii lui Hristos, este arătarea puterii dumnezeiești la sădirea micului grăunte de muștar. Într-un loc din Evanghelia de la Matei, Mântuitorul ne vorbește despre o casă zidită de un om înțelept, peste care au venit ploile, s-au revărsat râurile, au suflat vânturile, dar casa a rămas tare și neclintită, fiind zidită pe temelie de piatră.
Casa aceasta este Sfânta Biserică, cea păzită și zidită pe piatra cea din capul unghiului Hristos Dumnezeu. Iar puterile protivnice amintite în pilda Mântuitorului sunt cele trei feluri de dușmani care s-au ridicat împotriva bisericii în cursul vremurilor. Ploaia însemna ura și răutatea poporului evreu, care se dezlănțuia ca un potop de furie asupra ucenicilor Domnului. Cine ar putea spune câte ponegriri și lovituri a avut de suferit biserica din partea evreilor la început? Tot felul de calomnii și pârâciuni la mai mari împărați și dregători ai vremii acelea. Dar precum potopul cel de 40 de zile n-a făcut nicio stricăciune corăbiei lui Noe, așa prigoana evreilor care au răstignit pe Domnul Hristos n-au avut nicio putere față de această corabie sfântă ca să o nimicească de biserică. După ploaie s-au revărsat râurile și au amenințat casa lui Hristos. Dar râuri de sânge, nu de apă. Acestea sunt prigoanele venite din partea împăraților păgâni. Ce nu s-a folosit împotriva închinătorilor crucii? Tot felul de cruzimi și de chinuri pe care le poate născoci mintea omenească. Sabia și rugul, zmoala topită, dinții fiarelor, uciderea cu pietre, rășina topită, arderea cu făclii, tăierea cu fierăstrăul, închisorile cele împuțite și pline de târâtoare veninoase, aruncarea în ape înghețate în mări și oceane, punerea sfinților pe roate, chinuirea prin foame și sete, tăierea câte puțin din mădulările lor, tăierea capetelor și fel de fel de chinuri, care mai de care mai îngrozitoare. Mii și milioane de creștini au căzut prada acestor cruzimi și cu sângele lor s-ar fi făcut o altă mare roșie, dar și râurile s-au potorit, tiranii au pierit, tronurile lor s-au dărâmat și la sfârșitul celor trei veacuri de prigoană, biserica se înalță mai frumoasă, mai puternică, mai strălucitoare. Dar deodată au început să sufle vânturile, adică s-au pornit împotriva ei vânturile turbate ale ereziilor. Aceste vânturi au fost lovitura cea mai crudă pe care a primit-o biserica, fiindcă veneau din partea creștinilor rătăciți. Ereticii, câtă frunză și iarbă, au început să otrăvească cu veninul limbilor învățătura sănătoasă despre Dumnezeu, despre întruparea Fiului, despre născătoarea de Dumnezeu, despre sfintele taine, despre sfinți, despre sfintele icoane. Dar nici de acești vrăjmași biserica n-a fost înfruntată. Împotriva ereticilor, biserica a chemat soboare, a ridicat bărbați puternici în cuvânt și în faptă, care au vorbit și au apărat sfântul tezaur de învățătură al Mântuitorului. Și din coroana aceea de pietre scumpe a bisericii nu s-a pierdut nimic. Dintre toate prigoanele pornite împotriva Sfintei Biserici, cele mai groaznice au fost împotriva sfintelor icoane, care a ținut mai mult de 100 de ani. Diavolul răgnea ca un leu și prin uneltele lui chinuiau pe sfinți, târându-i pe ulițe, tăindu-le limbile și mâinile, apoi băgându-i în temnițe întunecoase. Dar după moartea împăratului Teofil, căci el era prigonitorul, împărăteasa Teodora, soția lui, a întărit dreapta credință la sfatul Sfântului Patriarh Metodie și a celorlalți mărturisitori și pusnici care au rugat-o să înalțe sfintele icoane. Și Sfânta Împărăteasă, primind cu toată dragostea sfatul Sfinților Părinți, a adunat sobor și mai întâi dânsa
a luat o icoană mare cu chipul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, s-a închinat și a sărutat-o. Apoi a strigat înaintea tuturor aceste sfinte cuvinte: cine nu se închină și nu sărută sfintele icoane, cinstindu-le, nu ca pe Dumnezei, ci ca pe niște chipuri ale persoanelor sfinte care sunt pe ele pictate, toți aceia să fie anatema, blestemați. Apoi, împreună cu toată ceata preoților și sfinților mărturisitori, cu tot poporul, au postit și au privegheat toată săptămâna cea din tâia Sfântului Post și a cerut împărăteasa ca toți creștinii să se roage pentru iertarea bărbatului ei, Teofil împăratul. Și Dumnezeu i-a descoperit că pentru lacrimile și credința ei și fapta ei cea mare și rugăciunile făcute de sfinții părinți, a primit iertare de la Dumnezeu și el. Apoi cu toții, ținând în mâini Sfânta Cruce, Sfintele Icoane și Sfintele Evanghelii, au strigat: Doamne, miluiește-ne! Și după Sfânta Liturghie au împodobit bisericile lui Hristos cu Sfinte Icoane. Și de atunci, în fiecare an, în prima duminică a Sfântului Post Mare, se face pomenirea pentru acest praznic sfânt, ca să nu mai amăgească satana pe cineva și să-l răzvrătească împotriva sfintelor icoane. Deci această slăvită pomenire și de bucurie și de mântuire prăznuim noi astăzi, iubiți creștini, căci astăzi Biserica Ortodoxă fericește și binecuvintează pe cei ce cu credință se închină sfintelor icoane. Și Biserica tot astăzi afurisește și îi leapădă pe cei ce nu le cinstesc, căci aceștia se aseamănă cu evreii care au răstignit pe Domnul Hristos. Și cum să nu cinstim și noi Sfintele Icoane, ce reprezintă chipul Mântuitorului, al Maicii sale și al sfinților care sunt prietenii lui Dumnezeu? Fiindcă însuși Mântuitorul ne-a lăsat chipul său imprimat cu minune dumnezeiască în trei rânduri. Despre aceasta amintește Sfânta noastră Biserică Ortodoxă prima dată când a dat chipul său Domnul Hristos însuși domnitorului Afgar din Edesa. Acesta fiind bolnav, îl chema printr-o scrisoare pe Mântuitorul să vină să-l tămăduiască și apoi să împărățească cu el în țara lui. Dar Mântuitorul s-a spălat pe față, a cerut o pânză ca o mahramă, s-a șters pe față cu acea pânză și acolo și-a lăsat chipul imprimat pe acea mahramă. Apoi, dând-o celui trimis de împăratul, i-a spus că se va tămădui, dar nu de tot. Mai târziu va primi un ucenic al lui să asculte învățătura lui și să facă ce îi va spune el, și atunci se va tămădui de tot. Acest chip de pe mahramă e numai capul cu ochii deschiși, care se află pictat în multe biserici pe catapeteazmă deasupra sfintelor uși. Iată aici. Acolo. Cine vrea să se convingă despre această convorbire a Mântuitorului cu domnitorul Afgar, care a avut-o prin scris, să citească pe larg în mineul bisericii din luna august, ziua 16. A doua oară a dat chipul său unei tinere numită Veronica, tot pe mahramă. Această tânără a fost vindecată de Domnul Hristos de curgerea sângelui de mulți ani și, ca drept recunoștință, când l-a văzut urcând cu crucea în spate pe dealul Golgotei, s-a înrolat și ea în convoiul sfintelor femei mironosițe
Și când a văzut că Domnul a căzut sub greutatea crucii și este transpirat și plin de sânge de la coroana de spini pe care o avea pe cap, s-a dus repede cu o mahramă pe care o avea și a dat-o Mântuitorului să se șteargă pe față de sudor și de sânge. Iar Mântuitorul de asemenea și-a imprimat fața și i-a dat-o înapoi. Iar ea a păstrat-o și se află până în zilele noastre într-una din bisericile creștine din Franța. Iată icoana, chipul Mântuitorului care l-a dat lui Veronica, cu coroana de spin pe cap, cu sânge picând pe fața lui. Această povestire se află mai pe larg în tradiție. De aceea sectanții nu o aprobă, pentru că ei nu cred în sfânta tradiție. A treia oară a lăsat Domnul Hristos chipul său pe Giulgiu, care îi acoperea fața și trupul, când a fost îngropat cu mirezme și ucenicii l-au găsit în mormânt. Pe acest Giulgiu era imprimat capul Mântuitorului și picăturile de sânge care curgeau pe fața lui. Despre acest lucru se vorbește și în Sfânta Evanghelie la Ioan, capitolul 20:7, unde zice așa: iar mahrama care fusese pe capul lui Iisus nu era cu fășiile de pânză la un loc, ci făcută sul și pusă într-un loc singur. Nu prea se observă așa bine și mulți nu prea o poate vedea chiar de la început. E numai capul Mântuitorului și să se văd picăturile de sânge așa prelingându-se pe față. Această mahramă se păstrează până în zilele noastre la Roma. Apoi, tot din acele timpuri, Sfântul Evanghelist Luca, care era doctor și pictor, a pictat chipul Maicii Domnului pe lemn. Tot din tradiție se știe că avem și în țara noastră una din icoanele pictate de el. Se bănuiește că ar fi chiar la mănăstirea dintr-un lemn. Este chiar una care s-a pictat după aceea. De asemenea, știm și din istoria creștinismului că în catacombele de la Roma s-au găsit icoane pictate chiar pe pereții din catacombe, din primele veacuri creștine. De asemenea, la Sfântul Munte Athos se află o mulțime de icoane făcătoare de minuni cu chipul Maicii Domnului. Chiar la mănăstirea românească Prodromul este o icoană cu Maica Domnului numită Prodromița. Această icoană a fost pictată în țara noastră, la Iași, printr-o minune dumnezeiască în casa unui pictor creștin. Acesta nu putea să-i facă fețele la Domnul și Maica Domnului, dar rugându-se cu credință, într-o noapte, când s-a trezit dimineața din somn, le-a găsit terminate, așa cum se află acum, pe icoanele și celelalte care s-au zugrăvit după ea, după prima. Și minunea terminării acestei icoane se află de asemenea scrisă tot în mineul bisericii. Apoi există icoana Maicii Domnului, numită Axionița, unde Sfântul Arhanghel Gavril a învățat pe un ucenic simplu de mănăstire cântarea numită Axionul. Tot în Sfântul Munte se află icoana Maicii Domnului numită Portărița. Aceasta a fost găsită venind pe mare de călugării de la mănăstirea Ivirului. Într-o noapte au văzut acești călugări un stâlp de lumină venind pe mare. Și când s-au dus să vadă ce este, a găsit icoana aceasta și au adus-o cu cinste în biserica mănăstirea Ivirului. Dar de aici a dispărut și a fost găsită pe zidul porții de la intrarea mănăstirii.
Și când au văzut-o călugări acolo, se minunau și nu știau ce minune poate să fie aceasta. Pe când se gândeau ei ca să o aducă înapoi în biserică, de frică ca să nu o fure cineva, au auzit un glas deasupra lor zicându-le: nu voi mă păziți pe mine, ci eu vă păzesc pe voi. De aceea am venit aici, ca să vă păzesc pe voi. Credeți și faceți rugăciuni și aveți încredere în ajutorul Fiului meu și în mine, căci mie mi s-a dat acest loc de liniște pentru slujitorii Fiului meu. Și de atunci călugării au zis acestei sfinte icoane Portărița, fiindcă se află la poarta mănăstirii ca păzitoarea cea tare și mare a acelei mănăstiri, care se află și astăzi la poarta mănăstirii Ivirului, una din cele mai bogate mănăstiri din Sfântul Munte Athos. Altă icoană numită Miluitoarea, alta grabnică ajutătoare, alta dulce sărutare, altă icoană Sfânta Hrănitoare, adică icoană făcătoare de minune a tuturor scârbiților folositoare. Și așa sunt foarte multe icoane făcătoare de minuni care sunt pe tot pământul împrăștiate de pictori sfinți cu viață curată. Dar trebuie să știm că toate icoanele sunt făcătoare de minuni și ne pot ajuta, dar depinde de credința noastră cât este de fierbinte în ajutorul lui Dumnezeu. Căci trebuie să ne aducem aminte că însuși Mântuitorul, care era Dumnezeu de față, când făcea câte o minune, spunea: credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Dar cine poate spune câte minuni s-au făcut prin Sfintele Icoane până în zilele noastre? Dacă citiți cartea cu minunile Maicii Domnului, veți găsi acolo multe minuni făcute de Maica Domnului, chiar din icoana cu chipul său. Așa se povestește despre un pictor foarte evlavios, care era iscusit în lucrul lui și se silea cu multă dragoste și credință să picteze icoana Născătoarei de Dumnezeu cât mai frumos, mai frumoasă chiar ca icoanele celorlalți sfinți. Iar pe diavolul îl picta așa de urât încât nu putea să vadă cineva chipul lui și să nu se înfricoșeze. Deci acest evlavios pictor, făcând așa mereu, diavolul îl ura de moarte și căuta vreme nimerită ca să-l omoare. Iată că într-o zi, pe când se afla sus pe scară și picta, la o biserică înaltă picta icoana Maicii Domnului, deodată apare diavolul lângă el și îi zice: de acum nu mai poți tu scăpa de mine. De ce pe mine mă faci urât și pe Maria o faci frumoasă? Acum te arunci jos de aici. Și luând necuratul lemnele pe care sta sprijinită scara, era gata să cadă pictorul, dar s-a întins să se sprijine de perete și, întinzându-și mâinile către zid, Maica Domnului din icoană i-a întins mâna dreaptă și nu l-a lăsat să cadă jos. Sta pictorul acolo în văzduh, ținut de mâna Maicii Domnului din icoană, până când i-au adus oamenii scara și așa a fost salvat, mulțumind apoi cu lacrimi Preasfintei Fecioare, dinpreună cu toți cei ce au văzut minunea și au propovăduit-o pretutinde. Să vedem acum ce foloase au creștinii dacă cinstesc Sfintele Icoane. Sfântul Vasile cel Mare zice că cei care se închină Sfintelor Icoane, închinăciunea lor este primită de Dumnezeu ca și când ar fi față către față, căci cinstea pe care o dăm icoanei se mută la chipul pe care îl reprezintă. Sfintele Icoane au puterea de a-l înălța pe om cu mintea și cu sufletul mai presus de cele pământești și a-l transforma într-un închinător adevărat al Dumnezeirii, pentru că Sfintele Icoane îi inspiră omului curăție, sfințenie, pace, milă, dreptate
și îl sustrage pe om de la deșertăciunile lumii, îi sfințește mintea. Cei ce nu cinstesc Sfintele Icoane nu se numesc creștini adevărați, căci creștinii ortodoxi trebuie să aibă în casă Sfintele Icoane, precum și Sfânta Cruce, și să facă semnul crucii drept pe fețele lor, ca o peceptluire cu semnul lui Hristos. Prin cinstirea Sfintelor Icoane și semnul Sfintei Cruci, ne deosebim de toți necredincioșii, de toți cei rău credincioși. Cine ar putea să spună că Sfintele Icoane ar cauza vreun rău cuiva sau i-ar împinge la vreo nelegiuire? Și cum ar putea să se supere Dumnezeu pe noi că le cinstim, le admirăm, le venerăm, când ele ca o carte scrisă ne arată Evanghelia în culori? Când privești pe Iisus răstignit pe cruce, imediat te gândești la suferințele Lui, la jertfa Lui pentru mântuirea noastră. Când privești nașterea Lui, Betleemul, vezi și ți imaginezi umilința, smerenia Lui. Vezi pe Fecioara cu mintea curată, cu dragostea ei de mamă. În altă parte vedem învierea din mormânt, în altă parte cina cea de taină, botezul lui Iisus, vindecările și minunile cele mai presus de fire, care sunt imagini colorate după Sfânta Scriptură, care au fost folositoare întotdeauna creștinilor până în zilele noastre. Și mai ales a fost Biblia neștiutorilor de carte. De aceea nimeni să nu se lipsească de acest dar mare și fiecare creștin să aibă în casă Sfinte Icoane și să le cinstească cum se cuvine, să se roage cu frică și cu credință, să aprindă candela în fața lor, să le tămâie cu tămâie curată, căci chipurile care sunt pictate sunt vii prin lucrarea Sfântului Duh, sunt sfințite. Creștinii care nu au icoane să nu aștepte să le dea alții de pomană, că poate nu-i dă niciodată cineva. Că a mai scos diavolul o vorbă prin lume că nu e bine să cumperi icoană, că mai bine e să o primești în dar. Și aceștia așteaptă să le dea cineva de pomană și stau fără icoană în casă. Păcat mare! Aceasta e o minciună diavolească, să nu o credeți. Nu e niciun păcat ca să cumperi icoană. Din contră, e bine să aveți ambiție să vă cumpărați fiecare icoană cea mai frumoasă și mai scumpă și să o așezați la loc de cinste în partea de răsărit a camerii, în locul cel mai curat, să faceți metanii înaintea lor, să le sărutați cu drag, căci cu ce cinste va primi, va cinsti omul Sfintele Icoane, Sfintele Biserici, Sfânta Cruce și persoanele bisericești, cu așa cinste vor fi primiți la ieșirea sufletului de dreptul judecător. Tot așa cu cinste să purtați medalioane la gât, cruciulițe, să nu le duceți în locuri scurcate, unde este batjocorit numele lui Dumnezeu. Și pentru ca să vedeți câtă ură are diavolul pe Sfintele Icoane, să vă spun din pateric ce i s-a întâmplat unui sfânt părinte. Acest cuvios părinte era bântuit zi și noapte de Duhul cel necurat al desfrânării. Deși era în pustie, dar nu înceta necuratul a-i aduce gânduri urâte și a-l ispiti în diferite feluri. După o vreme îndelungată, se prezentă diavolul la el și îi spuse: vrei să nu mai fii ispitit? Să nu mai ai gânduri urâte? Să te las în pace? Vreau un lucru de la tine să-l faci. Ia icoana aceea de pe perete și arunc-o afară. Pusnicul a fost pus într-o încurcătură, căci avea icoana Maicii Domnului pe perete, la care se ruga și o cinstea după cuvință.
El n-a vrut să dea icoana, dar s-a dus la un părinte duhovnic și a spus cele ce i-a zis diavolul. Iar părintele duhovnic l-a povățuit zicându-i să nu dea icoana afară din casă, chiar dacă ar cădea în păcatul desfrânării. Că mai mare păcat este să se lepede de sfintele icoane ca păcatul desfrânării. Și așa este. El a înțeles și n-a dat icoana afară din contră, s-a rugat cu mai multă credință și Maica Domnului l-a izbăvit de păcat. Iată deci că aceia care s-au lepădat de icoane au ascultat de diavol. Aceia care s-au lepădat de Sfânta Cruce și de Sfintele Icoane s-au lepădat de credință și sunt mai ticăloși decât desfrânații. Dar și creștinii care au în casă icoane și nu le cinstesc cum trebuie, fac și ei un păcat și mai mare. Vai de creștinii care își așează televizorul în fața Sfintelor Icoane, în partea de răsărit, căci acolo în televizor apar fel de fel de scene cu conținut imoral și care strică sufletul și mintea până la și la cei mai mici copii. De aceea să fiți atenți că mare păcat este și fac păcat îngrămădit și își distrug copiii. Tot așa de mare păcat fac și aceia care țin în casă tablouri ce reprezintă nuduri, femei goale în diferite poziții rușinoase, precum și revistele pornografice, căci acestea sunt idolii moderni ai veacului de pe urmă. Să se știe clar că în casa unde se află astfel de tablouri și reviste pornografice, acolo locuiește diavolul. Căci acestea sunt icoanele curvarilor. În multe case sunt pereții plini cu fel de fel de chipuri de prin reviste care întunecă mintea și ațâță nervii tinerilor la desfrâu. Din astfel de case a fugit darul lui Dumnezeu și acolo locuiește Satan. Să nu vă mai mirați de ce duhurile necurate vă fac fel de fel de neplăceri, de ce sunt atâtea boli și suferințe în copii, în oameni mari, de ce sunt certuri, de ce se lipesc vrăjile, de ce e atâta boală și răutate și ceartă și neascultare de părinți, copiii n-ascultă de părinți. Mamele să ia aminte, să ia seama la copiii lor, să le controleze bine dulapurile și toate locurile și unde găsește astfel de reviste pe focul ele. Distrugeți idolii, luați otrava copiilor de la gură, de la ochii lor cu care să otrăvesc. Căci mare rău le fac aceste lucruri. Din ele au învățat să facă niște păcate urâte mari și au căzut în boli mentale, nu mai au mintea întreagă. De aceea sunt nervoși, s-au înrăit și îndobitocit cu totul mulți. Iată idolii de care vorbește Sfânta Carte, nu sfintele icoane, cum zic sectanții, aceștia sunt idolii. Nu sfintele icoane ce reprezintă chipul Domnului Hristos, al Maicii sale și al Sfinților. Am văzut deci care sunt icoanele cele rele, tot un fel de icoane sunt și acestea, icoanele desfrânaților. Acum să vedem care sunt icoanele bețivilor și a tutunarilor. Nu știm dacă ați văzut, dar mie mi s-a întâmplat să văd în unele case câte o vitrină plină cu sticle de tot felul. Unele pline, altele goale, numai de frumusețe, cu etichetele pe ele. Băuturi alcoolice, diferite vinuri, băuturi răcoritoare, unele de șampanie, altele de băuturi străine. Iată icoana bețivilor. În alte case am văzut câte un perete întreg umplut cu fel de fel de cartoane, de etichete ce reprezintă diferite țigări scumpe, cu unele Chen, Carpați, Nagov, Mărășești și câte și câte. Tabacherea, luleaua, foițele, brichetele,
scrumierele, acestea toate sunt icoanele tutunarilor. Iată idolii pe care trebuie să-i sfărâme și să-i arunce creștinul din casa lui, din viața lui, să le dea afară. Ca să devină un ucenic al lui Iisus și un fiu al împărăției cerului. Căci nimic spurcat, nimic necurat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Pe acestea toate să știți, creștinii ortodoxi, că le condamnă Sfânta noastră Biserică, Sfinții Apostoli și toți Sfinții Părinții noștri. Le condamnă și le canonisesc, pentru că sunt idoli ai veacului de pe urmă și prin acești idoli se pierd și se zmintesc o mulțime de suflete. Cine a văzut vreodată vreun sfânt pictat cu țigara în gură, cu luleaua în gură sau cu vreo sticlă de spirit în mână? Dar toate aceste rătăciri au fost inventate de diavolul, propovăduite și mulțite de oamenii vicleni și rătăciți, care fără frică hulesc și amestecă și sfintele icoane cu ele, zicând că sunt chipuri cioplite. Ba încă puzderia sectelor au ajuns să înșele lumea și cu Biblia, căci au tipărit Biblii după placul lor, sucind înțelesul unor versete ca să sune urechile neștiutorilor greșit și să-i poată amăgi și astfel. Ei au în versetul 7 din Psalmul 97, unde zice așa: sunt rușinați toți cei ce slujesc chipurilor cioplite și care se fălesc cu idolii. Iar sectanții au scris în Bibliile lor așa: să se rușineze toți cei ce se închină icoanelor. Și aceasta este deosebire mare, ca de la cer la pământ, adică între icoane și idoli. Pentru că idolii și cele cioplite erau tot una și aceștia erau zeii păgânilor, ciopliți în piatră, în lemn, pe care Biserica creștină ortodoxă le-a dărâmat și le-a lepădat. Așa se lăuda o familie rătăcită, că în satul lor, nu după mult timp, se va strica biserica și nu vor mai avea nimeni icoane prin case, că îi va convinge pe toți el să arunce icoanele și să le bage pe foc. Dar nu mult după aceste vorbe de hulă la adresa icoanelor, au murit cei doi soți de acolo, unul câte unul în chinuri grele, iar casa lor a fost vândută de singurul copil pe care l-a avut, unei persoane care aceasta a închiriat-o unui pictor de icoane. Și astfel casa hulitorilor acestora de icoane a ajuns o casă așa de bogată în icoane, că toți pereții sunt plini, numai cu icoane. Și a umplut și satul acela cu aceste binecuvântate icoane. Eu am văzut casa aceea, nu vă spun decât adevărul. De aceea să nu vă înșelați, că Dumnezeu nu se lasă batjocorit. El îi lasă pe nebuni să se urce cu îndrăzneala lor cât mai sus și când îi trântește, nu se mai alege nimic de ei. Dar să știți că lucrul acesta, că sectanții care au lepădat biserica, sfintele taine și sfintele icoane, au o moarte foarte grea. Nu le e sufletul ușor, căci în acele momente apar demonii la căpătâiul lor, iar ei, îngrozindu-se, țipă, vorbesc, arătându-le la cei din jur că văd pe demon lângă ei. Însă predicatorilor și fraților de credință, dinpreună cu rudele, le pune o pernă pe gură ca să nu mai vorbească și să se sperie ceilalți, să se lepede de credința lor, pentru ca să moară și mai repede. Acestea mi le-a spus un creștin, care a fost întâi sectant și pe urmă s-a întors la credința cea adevărată. Deci, frați creștini, fugiți de înșelăciune.
Fugiți de oameni vicleni care se strecoară cu vorbe măgulitoare ca să vă ducă în rătăcire. Fugiți de toți sectanții care fug ca diavolii de tămâie, de icoane, de biserică, de preot. Căci lor nu le trebuie tămâie, nu le trebuie biserică, preot, cruce și icoane. Și nici o sfințenie care harul lui Dumnezeu revarsă asupra noastră în Sfânta Biserică. Sfintele canoane ne opresc cu desăvârșire, nici să nu stăm de vorbă cu sectanții. Ați auzit atâtea adevăruri de credință pe care scriți-le pe tăblițe ai inimii și nu le uitați niciodată. Căci e timpul de pe urmă, cum spune Apostolul Pavel, și a venit timpul lepădării de credință. În această cursă vor cădea mulți și, după cum spune Domnul Hristos, vor înșela și pe cei aleși, adică vor cădea mulți și dintre cei mai credincioși, ca să se împlinească Sfânta Scriptură. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, căci ispititorul este pe pământ și umblă printre noi în diferite chipuri. Să nu trăim în nepăsare, căci vremea este aproape. Să nu disprețuim ceea ce ne-a rămas în biserica noastră ortodoxă, de la Sfinții Apostoli, de la Sfinții Părinți și de la moșii și strămoșii noștri, care s-au născut creștini. Căci dacă am pierdut credința cea adevărată, ne-am pierdut sufletul și nu mai rămâne decât o așteptare înfricoșată a veșnicilor chinuri din iad. Să nu fim ca unii puțin credincioși, având îndoială în credință, și nici ca alții rău credincioși, care cred greșit sau nu cred nimic, ci să fim așa cum zice Domnul Hristos, buni, drepți, credincioși, căci pentru aceia se roagă și biserica și zice, Doamne, mântuiește pe cei bine credincioși. Și așa ca Natanael, cel fără vicleșug, din Sfânta Evanghelie de astăzi, să zicem și noi împreună cu el, Rabi, Învățătorule, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Împăratul lui Israel, Învățătorule al poporului Tău celui credincios, Iisuse Hristoase Dumnezeul nostru, trimite îngerii Tăi să ne călăuzească, să ne îndemne la fapte bune, să ne păzească de toate rătăcirile și de Duhul cel viclean al veacului de pe urmă, ca și noi smeriți și cu dreaptă credință să ne închinăm Ție în toate zilele vieții noastre și în vecii vecilor. Amin.